Guvernul a aprobat hotărârea prin care salariul minim brut crește la 2080 de lei, iar pentru angajați pe funcții pentru care sunt necesare studii superioare și care au cel puțin un an vechime, salariul minim brut crește la 2350 de lei. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care a fost modificat codul muncii și a creat cadrul legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată diferențiat prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor și a vechimii în muncă. Majoritatea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1900 de lei la 2080 de lei reprezintă o creștere de 9,47%, iar pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superior și o vechime în muncă de cel puțin un an reprezintă o creștere de 23,68%. De asemenea, în cadrul ultimei ședințe de guvern au fost aprobate mai multe hotărâri care vin în sprijinul categoriilor sociale cele mai vulnerabile. A doua măsură luată astăzi a fost o aprobare a hotărârii de guvern privind majorarea de la 370 de lei la 400 de lei a cuantumului ajutorului anual acordat veteranilor, văduvelor și accidentaților de război. Aici aș vrea să vă duc aminte că această măsură vine în completarea măsurii pe care am luat-o la ședința festivă de la Alba Iulia, unde în medie s-au mărit indemnizațiile orfanilor, veteranilor și văduvelor de război și invalizilor de asemenea cu în medie cu 500%. A treia măsură foarte importantă luată astăzi în ședința de guvern a fost aprobarea alocării unei sume suplimentare de aproximativ 225.000 lei, din care se vor susține finanțarea cheltuielilor sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. De asemenea, am mai propus suplimentarea ordinei de zi cu două hotărâri de guvern, amândouă privitoare la majorarea fondurilor alocate Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prima în valoare de 42.566.000 lei și a doua în valoare de 670.000 lei. Prima a fost necesară pentru închiderea tuturor calculurilor cu valoarea pensiilor pe luna decembrie, iar a doua, după cum bine știți, în ședința trecută de guvern s-a majorat cuantumul plăților către Poșta Română cu comisioanele de plată a pensiilor la acasă, la oameni, și am avut nevoie de această sumă pentru acoperirea acelei majorări. De asemenea, la începutul ședinței de guvern, premierul Viorica Dăncilă a subliniat faptul că informațiile apărute în spațiul public cu privire la înghețarea unor indemnizații sunt eronate.